Salutare, tot eu sunt Cristi și astăzi revin cu o nouă serie și cu un vechi modpack. Modpack-ul Testpack Please Ignore. Oh my fucking god, am reușit să zic din prima. Yes! După, nici nu mai știu cât timp a trecut de ultima dată când am jucat acest modpack. M-am decis să mai încerc o dată pentru că ultima dată am fost forțat să închid seria. N-am vrut să o închid, să fiu sincer, dar atunci am fost forțat de împrejurări pentru că eu ca inteligentul, de fapt, da, eu ca inteligentul, că până la urmă a fost vina mea, nu făcusem backup la tot ce... De ce trecu în bombe? Oh my fucking god. Ok, deci eu ca inteligentul nu făcusem backup la tot ce aveam, așa că am pierdut efectiv toate hărțile când am... Mi s-a dus dracu HDD-ul. Bine, nu chiar toate. Am mai păstrat exit-ul, ceea ce a fost ceva pentru atunci. Dar în schimb, orice salvare de atunci o pierdusem. Deși îmi plăcuse această serie. Nici nu mai știu ce făcusem, dar mi-a plăcut seria, dacă mă înțelegeți. Oricum, de data asta o să încercăm să mergem puțin mai repede decât în celelalte serii. Vreau să încep rapid aici să adun niște coal și niște piatră ca să avem de început. Am început cu un chest și avem și biome suplente și de asemenea, dacă vreți mai multe episoade cu Testpack Please Ignore sau TPPI, lăsați un like și hai să vedem câte putem strânge. Știu că putem strânge peste 500 lejer, nu-i așa? Hai că știu că putem. Bun. Înainte de toate... Nu, n-am, și am avut impresia că aveam lână la mine, vreau să zic că suntem norocoși, că putem să facem direct pat, dar nu putem. Bun, dacă nu mă înșel, în chestia asta, ar trebui să existe, în mod pe costa ar trebui să existe un, cum se numește, un village highlighter. Mă rog, chestiile astea trebuie să mă uit neapărat. Să văd cum se folosesc, bine, majoritatea, unele dintre ele știu cum se folosesc, dar mi se pare că există un fel de sac de dormit în care poți să dormi, adică îl iei, te culci pe loc și pleci, nu-ți se salvează spawn-ul. În fine, nu o să explorez eu foarte mult, vreau să mă stabilesc relativ repede, pentru că efectiv n-ai ce să explorezi în mod pe culo ăsta, nu este hexit să zici că băi mă duc de nebun să văd ce pot să găsesc și mă întorc eu și cu iteme, ci ar trebui să ne punem într-un loc relativ drept pentru că vreau să mă joc puțin și cu build craft-ul și cu, nici nu știu cum se numesc celelalte iteme, doamne, moduri, dar nu o să maxez pe explorat pentru că n-ai de ce să te axez pe explorat. Aceeași greșeală am făcut-o și cu rexit-ul. Apropo, am închis seria pentru că, hei, era boring as fuck. Deci de asta a deschis seria asta, pentru că ai chiar oribilă, mă plictiseam. Chiar n-aveam ce face, adică aveam ce face, dar erau moduri destul de ciudate și cu care nu voiam să-mi bat capul și multe care păreau interesante, nici măcar nu știam eu să le folosesc. Deci nu să zic decât că, bă, era nașpa, nu mi-a plăcut mie, nu, efectiv nu știam să le folosesc și... Decât să te chinui... Oh, și mai am un pic ex de lemn, asta e bine. Și op, oiță. Mai sunt oițe? Hai, te rog, bun, încă o oiță. Mai sunt oițe pe aici sau mă apuc să fac rost de iron? Hai, mă, trebuie să mai fie vreo oiță, una măcar, pe undeva. Au. Nu mai e nicio oiță și holy fuck. Dar știu că zona asta e foarte iurea. Ok, nu mai avem oițe pe aici. Acolo avem niște de-asta, n-am găsit iron. Aș putea să caut iron, aș putea să mă stabilesc aici prima dată cât să fac un pat. Sau, de fapt, și-a fac de shit. Oh, avem și morful. Actually, nici măcar nu știam că avem morful, dar nici nu prea mă interesează. M-ar interesa în caz de ceva de genul, să zicem, aș avea nevoie de forma de liliac ca să scap de mob sau să călătoresc mai repede printre dealuri, dar în schimb nu cred că e ceva useful cu adevărat în mod pe costa, în modul ăsta, în morf.
Văd o zonă dreaptă și o, perfect, am găsit oiții. Nu mai bine. Opa, opa, lag. Holy shit. Unde a plecat? Bun. O să omorăm oițele astea pentru că oricum nu o să ne mai întoarcem. Și ne aici oițele dropează și mâncărică. Și e numai bine. Oh, ulei, avem ulei, perfect. Asta e bun pentru mai încolo. Asta e o zonă chiar super faină. Stai, asta a dropat. Ah, dropează două. Oh, fine, perfect. Am și uitat, nici nu mai știu. Bine, nici n-am jucat foarte mult jocul, adică mod pe cu să zici că bă, cum d-ai uitat așa ceva. Că ne multe chestii nu le-am știut. Oricum, după cum probabil ați observat, Botania. Chestia asta face ceva special? Mystical Orange Petal. Ok, pasta o iau. Bine, de fapt văd că sunt multe chestii pe aici care par a fi diferite. Ah, da, în fine. Mă, asta pare a fi o zonă okeiuță, adică sunt mulți copaci. Dar cred că putem lucra, adică cred că ne putem stabili aici, nu știu ce să zic. Hai să găsesc totuși o zonă, parcă puțin mai dreapta am putea să găsim. Uite și niște stupi. Mai avem niște oițe pe aici. Of, 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 of. Nici spawnul nu e chiar așa de departe. Eu nu știu pe ce buton să deschid nenorocirea asta de hartă. Adică să văd așa în mare. M nu merge, N nu merge, B, V, C, X. A, X, bun. Așa. Hai să ne stabilim aici. Suntem și aproape de apă. Ce-i drept, e drept. Ups. Ce-i drept, e drept. E o zonă destul de ciudățică. Dar nu-i bai. Oricum o să fac o casă micuță așa de început. Curăț aici și-a. O zonă. Adică, vreau, o să curăț ceva copaci pe aici, să îmi pot face casă și cu ocazia asta iau și materiale cu care să fac casă. Mă rog, nu o să fie cine știe ce casă de început, efectiv o să fie un cub cu ceva acoperiș. De fapt, stai că oricum cubul e acoperit. Bine, atunci cub cu ceva acoperiș șmecher și cu un pat în interior, un chest, de fapt două chesturi mari și niște furnace-uri. Cam asta o să fie și un crafting table. Nu, bun. Așa. Deși mi-ar convenit cu toate astea o zonă mai bună. Știi ce? Hai lăsați. Nu mai ne oprim aici. Am două pâinici. Vreau totuși să caut o zonă mai bună. Ok, uite pe acolo niște chestiuțe. Nea, nu stau după ele. Ok, văd în parte un biom care pare a fi drept și eu li fac, cred că sunt. Cred că de acolo am venit și alea și aia sunt munți. Da, de acolo am venit. Uite, în partea asta pe aici pe undeva e un ravine. Și ar trebui să pun waypoint aici, să vin să îl explorez cândva. O văd acolo câte ceva. A, nu pare a fi de explorat. Nu-i de la chiar așa de adânc, să zic. Ok. Oribil. Se face noapte. Uf. Oricum am ajuns aici. Așa. Mi-a trebuit mie mofturi să mă duc în altă parte, dar chiar nu-mi place zona, adică e prea mult de muncă, prea mulți copaci de tăiat. Bine, nu că asta ar fi problema, dar chiar nu știu, nu găsesc o idee de ce să fac. Nu primesc signes de la chestia asta. Oh my fucking god, atâta copaci. Ok, chiar că ar trebui totuși să fac un crafting table și
un pat, pentru că nu pare a fi genul de mod pe care să stai să te distrezi cu mobii. Așa, somn. Add teleposer, ce? În fine, hai că ăsta e păducă. Încă vreo două blocuri cred că se duce și el. Interesant. Un copacel alb cu frunze albe. O să găsim o groază de astea. Uite, da, de asta nu prea am vrut să stau acolo unde am fost prima dată, pentru că există posibilitatea ca mobii să nu se despawneze, pentru că sunt mulți copaci. Dacă spawnează acolo seara, foarte posibil să rămână o vreme. Știi, aș putea să-mi fac, și cred că asta o să fac. Oh my god, cât de... Ha, interesant. Stați așa, întâi de toate. Deci... Așa. Întâi de toate, vreau să fac o lopețică și o barcă. Iau asta cu mine. Da, am ajuns să mă zgârcesc așa de tare încât iau până și barca cu mine. Și o să iau de aici și niște gravel, pentru că o să folosim... O să-l folosim la Tinker's Construct și la mai multe oricum. Mi se pare că și maceratorul sau, mă rog, o mașinărie, ceva de genul, ceva asemănătoare, folosește flint, de ce nu mai bine. Cine știe când mai găsim noi o astfel de zonă, așa că mă bucur și eu acum cât pot. Plus că, oricum, ăsta e primul episod, e puțin mai încet. Aș fi vrut totuși să fie puțin mai alert, adică gen în primul episod deja să avem casă. Dar în episodul 2, la sfârșit, sper să avem o casă, adică mă rog, un loc care să stăm. Și ceva metodă de a obține... Oh, uite, și de asta. Interesant. Și ceva metodă de a obține mâncare, nu știu, o fermă sau ceva. Oricum, când o să avem iteme din Tinker, o să fie mult mai ușor cu minatul pe aici și chestii de genul. Bun. Hai că aproape s-a spart. Hai că avem destul gravel pentru moment, zic eu. Așa, să luăm pe tot. Na, uite ce ziceam. Zombie. Și trebuie să-mi fac și o sabie dacă stau să mă gândesc acum. Bun. Sabie. Pickaxe. Așa. Mănâncă nas, ce naiba. Și... Așa. Tritep. Acum... O să venim aici și o să luăm chestiuțele astea, pentru că nu se știe când mai găsim. Și de fapt la fel de bine, de fapt nu că la fel de bine, de fapt... Aici o să vreau să iau ceva sapling-uri. Vreau să iau măcar două sapling-uri și pot pleca. O să avem nevoie din chestia asta, o să facem rubber. Da, bă, nu pică un sapling, god damn it. Au, plecă, ok, unul. Hai încă un sapling și pot să plec fericit. A picat sapling normal, what the fuck, mate? Măi, asta e așa. Bun. Săcăitele. Nu, săcăitele. Nu știu cum se scrie chestia aia. E secure, da. Având în vedere că nu folosesc prea mult sites. Sa cu Y. Site, da. Bun.
De fapt, stai, că fac din piatră. Drăguț. Pap, pap, pap. Bun, e prima dată când fac o de-asta, dar știu cum ar trebui teoretic să meargă. Teoretic. Ok, nu merge așa. Atunci nu e chestia asta? Stai. Ok, cred că merge decât la iarbă. Da, probabil că mi-am luat-o. God damn it. Atunci hai să spar mai departe cu mâna. N-am decât un sapling și vedeți și voi cât de rar pică astea. Deci posibil să nici măcar nu pice din saplingul altul. Oh, god damn it, deja mi s-a umplut inventarul cu semințe. Ok, rubber tree, hai să zicem. Să zicem. Luăm asta. Ne punem pe drum. Ar trebui să mai arunc din chestii. De fapt, stai. Dacă stau locul lui teoretic... Adică când stau în asta, teoretic n-ar trebui să-mi scadă hunger-ul. Bine, am hunger. Dar n-ar trebui să-mi scadă... Ce e asta? Ok, am luat-o. Am reușit. I nailed it. Wake Bloom. Nu facem... Ai, din Ars Magica. Credeam că e tot din... Cademet, cum se numește. Bah. Credeam că e tot din chestia aia... Botania, cred că se numește, nu știu exact, dar cred că se numește Botania, Botanica, pe acolo ceva, nu sunt sigur. Oh, god damn it. Ioi, n-am mai jucat Minecraft modat ca lumea de vreun an. Bine, n-am jucat decât Hexit, așa că îmi cer scuze dacă o să fiu pe lângă, dar modurile le mai știu așa. Nu toate. Adică știu și eu Buildcraft, Railcraft... puțin din Computer Craft, Tinker's Construct, Ars Magica, nu știu, trebuie să recunosc că n-am folosit niciodată. Știam vechiul, am uitat cum se numește acum asta, deci nu știu dacă mai e acum, Tomcraft. Dar mă rog, chestii de genul Scuba Tank, îmi dau și-o seama ce sunt. Așa că posibil să nu fie chiar așa de greu și văd că dăm de un biom care nu ne dă prea multe posibilități să o le fac. E gen exact ca cel din care am plecat și în care am zis că nu vreau să stau. Pare o leacă mai... Ok, nu-mi dau seama cum pare. Oh, fuck. Ce drăguț e când dai lag și te trezești în perete la mama dracu, mă. Ah, ok. Văd acolo văcuțe. Văd ceva stupi. Ah, ok, deci cred că e și... Cred că e și Tomcraft-ul. Da, cred, nu sunt sigur. Holy fuck, ah, prea mulți copaci. Bun. Pot să iau chestia asta cu asta? What? Shit! Ce țeapă? Hai mă, ieși! Bun, hai, am ieșit. Hai. Lol, ce țeapă mi-am luat, frate. Ok, nu merge așa. Așa. Foarte tare. Hey Bale. Hey man. Avem aici un hey man. Din chestia asta o să fac ceva mâncărică pentru o vreme. Deci cel puțin cu mâncare. Oh, bun, am găsit copac de asta. Cel puțin cu mâncarea sunt semi-asigurat momentan. Nu mai am treabă. Oh, fuck. Deja nu mai am spațiu în inventar. Cu asta aparent o să am treabă.
Sweet corn. A, doamne, ce să arunc. Artici. Uite, arunc asta. Ia ceva de genul, clar trebuie să găsesc un loc în care... în care să stau. Și destul de repede. Pentru că nu prea mai am spațiu în inventar. Și când zic că nu prea mai am spațiu în inventar, vreau să zic că nu mai am spațiu în inventar deloc. Și asta e un lucru nașpa. Ok, văd sus o insuliță din aia șmecheră. Stai că am observat ceva biome șmecher în partea aia cu copacii roz. Aia, exact ce ziceam, vedeți? Cât de greu pică seplingurile din asta. Am decât un singur sepling și cam spart trei copaci așa. Bun. Și ăsta cred că e, nu? Da, și ăsta e. Industrial craft, oh, ok. Da, și cu industrial craft mai am cât de cât acolo. Mai știu 2-3 lucruri de făcut în el. Ok, văd că e noapte deja. Punem pătucul. Somnic. Așa, nu-mi plac mobii. Ai de capul meu. De aia ceva îmi spune că nu o să avem cum să facem plantație de copaci dacă pic așa de multe seplinguri. Holy fuck. Bun, las așa. O să iau rubber-ul și... și mă duc. Uite un dungeon. Mă rog. Ăsta este cel mai apropiat lucru de dungeon în care putem să ajungem aici. Da, da, e un dungeon, practic. Teoretic e un dungeon. Shit! Ce căcat a fost căcatul ăla micuț, frate? Ioi, mi-a dat blindness-o leacă. Trebuie să am grijă. What? Mi. Safari net. It is a mystery. Single use. Ok. Asta e așa. Sunt curios ce mai spawnează. Chestiile astea spawnează lucruri random. Ai de cap. Oh, avem două de astea. Bun. Astea le arunc. De fapt, aș putea să arunc semințele cănei dacă am nevoie. Ce-a dropat? Mă rog. Bombe. Uleo. Să mor tu, lol! Asta e chiar tare. Asta e chiar tare. Auzi, dar nu pot să fac eu un backpack. Bag. Brew bag, spoils bag, uite asta, sleeping bag. Da pui mei. Plastic bag? What the fuck, mate? Ok, hai să mă gândesc ce las. Iau asta. Ia, las asta. Da, cred că o să las semințele de lencolo. Emerald de astea-s bune. Knowledge fragment. Fragment. Ce asta? Ok, asta e de... ținut pe undeva. Arunc și asta. Și asta. Pig fat. What the fuck, grăsime de... What the fuck, mate? Bun, stai să vedem. Oh, s-a deschis ceva. Shit! Oh, perfect, foarte tare. Foarte tare, asta e foarte șmecheră. Aș putea să las material send you pentru că ne-am mai știu de nea. World domination n-am nevoie. Ai las și chest-ul, că ne putem să craftăm. Unde s-a deschis? Serios, unde s-a... n-am auzit nimic, adică... Na, s-a deschis, dar nu știu ce s-a deschis.
Și sunt curios, poți să creezi, poți să craftezi mossy, m-o-s, moss, mossy cobblestone, se poate crea? Nature essence, da, se poate crafta, bun. Atunci nu cred că mai ai așa mare problemă să luăm de aici. Mă gândeam să iau de asta, dar nu-i problemă. Și what the fuck e cu semnele alea de întrebare? Ok, lasă semnele de întrebare, nu mă preocup acum, vreau să mă duc în partea la biomul ciudat. Ok. Auzi, da, chiar, cred că aș putea să craftez și cărțile astea două și să scadă ele, adică, înțelegeți voi. Merele o să le mănânc. Deși nu prea m-ar tenta. Dar o să le mănânc. Bun. Ok, copaci Rosalie. Oh, shit, ce-am călcat? Poisoner. Ok. Și ok, arată bine. Arată binișor zona. Ah, goddamn, dai cam mică. Și noi avem decât niște găinușe pe aici. Uf, goddamn, cât de greu e să te hotărăști asupra unui loc în care să stai, mama lui, deloc. No, fine, ok, avem în partea niște oițe. Băi, de fapt, știți ce fac? Hai că închid eu aici acest episod și o să mai mă plimb și o să hotărăsc eu ce fac. Însă până atunci eu am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut noi asta, apăsați butonul de like. Vă mulțumesc pentru vizionare și până la viitoare. Bye, bye!